Nu știu dacă știrea de mai jos e de râs sau de enervare la culme. Iată magnifica teorie economică premiată anul acesta cu Nobel. Femeile măritate sunt plătite cu salarii mai mici din cauza bărbaților lor. Se întâmplă asta pentru că bărbații însurați caută locuri de muncă mai bine plătite, dar pentru asta, evident, trebuie să muncească mai mult sau să își pună în valoare mai mult meritele. De vreme ce muncesc mai mult la servici, bărbații însurați au mai puțin timp pentru treburi în gospodărie. Dat fiind acest fenomen, muncile casnice revin predominant nevestelor lor. Având mai puțin timp și mai puțină energie de cheltuit, femeile măritate primesc salarii mai mici de la patron. Așadar, nu e adevărat că femeile sunt plătite mai puțin pentru că muncesc în medii cu șefi sau manageri misogini. Nu. Asta este pentru că au soți misogini care le tratează implicit rău, muncind mai mult pentru salarii mai mari, în detrimentul muncii în gospodărie. Deci, bărbații însurați sunt niște misogini impliciți pentru că muncesc mai mult. Și bineînțeles că sunt implicit responsabili pentru inegalitățile de gen. De aici concluzia clișeică, dar trasă, bineînțeles, de mass media actuală, căsătoria tradițională e o idee greșită, celibatul și căsătorile progresiste, nu. Teoria îi aparține premiatei cu Nobel pentru economie pe anul 2023, se numește Claudia Golden și este profesoară la Harvard. Studiază această teorie de mai puțin de 20 de ani cu studenții ei de la Harvard. Cu puțin timp în urmă, reamintesc asta, premiul Nobel pentru medicină fusese acordat celor doi științioși care au pus la punct procedura de preparare a vaccinului cu ARN mesager, un ser experimental care a făcut ravagii printre imunizați. Vă întrebați, ne întrebăm de ce lumea se duce pe copcă? Sub ochii noștri? Păi pentru că imbecilii planetei și avatarurile lui Mengele au ajuns premianți Nobel. Pentru că demenții cu pretenții mesianice fabrică și mută norii, poluându-i științific, taie și îngroapă ecologic milioane de hectare de pădure și practică ingineria socială ca și când lumea ar fi un imens laborator de testare a științelor voioase și dobitocești. Tocmai de aceea, cred eu, războaiele au început să poarte simboluri apocaliptice. Atacatorii vin acum din aer, cu parapanta, străpungând mult prea ușor cu pala de fier a spațiului sigur simulat digital.